Câinii de serviciu joacă un rol esențial în răspunsul intervențiilor de urgență, prin urmare ei au nevoie de un mediu care să ofere nivelul adecvat de siguranță și confort. Tocmai din acest motiv, Inspectoratul de Jandarmi Olt a achiziționat o auto specială nouă pentru transportul câinilor de serviciu în misiuni. Recent a fost achiziționată o auto specială destinată transportului câinilor de serviciu. Este dotată cu două compartimente pentru transportul a doi câini de serviciu. Este dotată cu aer condiționat și sistem de ventilație. Este prima mașină pe care o avem special pentru câinii noștri de serviciu. Dotarea cu o astfel de auto specială asigură o reacție rapidă și eficientă în cazul producerii unor evenimente care necesită folosirea câinilor de serviciu în zona de responsabilitate, spune Florin Manolache, unul dintre jandarmii olteni care se ocupă cu dresarea patrupedelor. La Jandarmeria Olt sunt 5 câini care vor beneficia de această nouă achiziție. Achiziția unei astfel de mașini era foarte necesară pentru transportul câinilor de serviciu în misiune, la diverse misiuni la care noi participăm și la cursurile care le executăm la Sibiu. Valoarea noului autovehicul se ridică la aproximativ 150.000 de lei, bani proveniți din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.